Deși a fost o iarnă fără prea multă zăpadă, ploile din această primăvară dau speranțe mari agricultorilor mehedințeni care până la momentul actual au obținut o recoltă bogată specifică acestui anotimp. Însă, când vorbim de fructe, comercianții din anumite zone se plâng că vremea le-a distrus recolta. După 2 ani de secetă, pământul a primit în sfârșit suficientă apă încât mehedințenii care au o grădină bogată spun că vom avea un an agricol bun. Deși ploaia a fost în unele părți mai agresivă, comercianții din Piața Mircea au umplut arabele cu legume mari și sănătoase. Este un an bun pentru agricultură. Da, marfa de primăvară aproape e gata, s-a făcut. S-a pus și de vară, dovlecii, castravețe, roșiile. Da, este că au fost multe ploi. Prima e bună, da, cum a dat și căldura, da. Foarte bine că a plouat, da. Ați obținut o recoltă bogată în prima jumătate de an? Da, da. Ceapă, usturoi, avem spanac, verdeață. Până în acest moment, agricultorii sunt mulțumiți de producția din această perioadă. Legumele de primăvară au fost un real succes. Aceștia speră ca în continuare să fie un an agricol bun. Cred că este un an bun, da. Cel puțin la mine în grădină, da. Cum a ieșit producția? Păi până în prezent e totul ok. Credeți că ploile din această perioadă sunt benefice? Da, sunt necesare. E pământul uscat și chiar e nevoie de ploaie. Am 3 feluri de salată verde. Da, creață, foarte mult așa creață. Creață e o modă mai de mult, de la bunici. Semințele le păstrăm noi de pe an pe an și salată moale, aceea fină așa. O ceapă verde, am de arbagic proaspătă, usturoi, mărar, pătrunjel, leuștean, lobodă. Când vorbim despre fructe, în special despre căpșuni, în unele zone agricultorii se plâng că ploaia violentă cu grindină le-a distrus recolta. Deci ce m-a afectat? Ia uite cum mă chinui cu ele, sigur că da, ia uite. Ne-a afectat, sigur. Deci pentru fructe nu e, a fost bine. N-a fost bine, a dat și piatră. Asta este, agricultura e loterie. Anul acesta, în aprilie, au căzut aproape 30 de litri pe metru pătrat. Pentru lanurile de grâu și floarea soarelui, ploile din toamnă și primăvară au făcut minuni.